Veste bună pentru fermieri, termenul de depunere al cererilor de plată pentru campania 2023 a fost prelungit cu 2 săptămâni. Astfel, cei care nu au reușit să se înregistreze cu acest document la APIA mai au timp, susțin reprezentanții instituției. A fost adoptată hotărârea de guvern prin care termenul până la care fermierii pot să depună cererile de plată pentru campania 2023 a fost prelungit de la data de 15 mai, fără penalități, până la data de 31 mai. Această prelungire a survenit ca urmare a nevoii fermierilor de a se familiariza cu noile condiții ale politicii agricole. De asemenea, perioada în care se mai pot depune cereri de plată, dar cu penalități de întârziere, este până la data de 9 iunie inclusiv. Potrivit reprezentanților APIA, până la această dată, în Olt, au fost depuse 20.000 de cereri pentru o suprafață de 180.000 de hectare. Totodată, oficialii din agricultură le reamintesc fermierilor care practică agricultură ecologică că mai au la dispoziție doar o zi pentru a depune dosarul de înscriere. Reamintim fermierilor care vor să aplice măsura 11 agricultura ecologică, că 16 mai este ultimul termen până la care pot să depună dosarele de înscriere în sistemul de agricultură, conform prevederilor legale, pentru a putea beneficia de această măsură. În Olt, anul trecut, 70 de fermieri au accesat măsura 11, agricultură ecologică.